Este vorba de un proiect educațional de promovare a educației pentru participare, denumit Dezvoltarea abilităților socioemoționale la copiii cu vârste de la 3 la 7 ani. Este un proiect al Ministerului, în parteneriat cu UNICEF și finanțat de UNICEF și cu Grădinița Căsuța Cucovești și Asociația Părinților Căsuța Cucovești, care se va derula pe parcursul a 2 ani, începând de acum, cel puțin. De la ce a plecat acest proiect? Pentru că sigur au fost niște concluzii. Păi, este și motivul pentru care ne aflăm acum la Bistrița cu toții, pentru că proiectul a plecat de la Bistrița, a fost inițiativa Grădiniței Căsuța Cucovești, a fost implementat de Grădinița Căsuța Cucovești și rezultatele obținute în acest proiect au avut un rol important în preluarea inițiativei și începerea acestui proiect la nivel național. Să înțeleg că se va multiplica la nivelul și altor județe? Da. La Bistrița sunt acum 15 județe. Vor mai fi serii de formare de câte 15 județe, mă rog, până vom cuprinde întreaga țară. Și apoi, după formarea formatorilor județeni, urmează formatorii locali și implementarea proiectului. Asta înseamnă că rezultatele proiectului de la Căsuța Cucovești au fost valoroase. Da. Și convingătoare.